Carnajul apropiu pe șoselele Vasluiene. Ieri seară, pe DN24A, în apropierea localității Popeni, comuna Zorleni, a avut loc un cumplit accident de circulație în care au fost implicate 15 persoane. Autoritățile vasluiene au declanșat planul roșu de intervenție, la fața locului fiind imobilizate impresionante forțe de intervenție, pompieri militari cu autospeciale de descarcerare pentru stingerea incendiilor, autospecialele SMURT și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță, poliții și chiar trupele speciale ale IJP Vaslui. În accident au fost implicate o căruță cu doi pasageri, tată și fiu în etate de 74 de ani, respectiv 45, un autotren condus de un bărbat de 54 de ani din comuna Fălciu și un autoturism care transporta numai puțin de 12 pasageri cu vârste cuprinse între 2 și 38 de ani. 5 dintre acestea erau adulte, iar 7 erau copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 10 ani. Conform martorilor, autotrenul ar fi acroșat căruța și aruncat pe cei doi săteni într-o râpă de pe marginea drumului. Din spate a venit autoturismul condus de un tânăr de 32 de ani, care, probabil din neatenție și viteză, a intrat sub tir. În urma impactului nimicitor, conducătorul autoturismului de 32 de ani și o fetiță de 2 ani au decedat pe loc. Ajunși la fața locului, medici au găsit alți doi copii de 5 și 10 ani inconștienți, minora de 5 ani decedând ulterior la spitalul din Bârlad, la compartimentul de primiri urgențe, în pofida eforturilor făcute de medici, iar fetița de 10 ani a fost transportată urgent la Iași, la Spitalul Clinic Sfânta Maria. Imediat după investigațiile medicale, urgentiștii bârlădeni au decis transferul, după stabilizare și tratament, a altui minor și a unui adult, starea lor de sănătate fiind extrem de critică. O tragedie asta s-a întâmplat, o căruță rula dinspre Murgeni spre Popeni, a încercat să evite contactul cu tirul, a tras puțin pe dreapta, tirul numai puțin a acroșat căruța, dar din spate, din păcate, venea Volkswagen-ul neatent la frâna pusă de tir și a intrat sub tir. O tragedie, 11 victime, doi dintre care doi decedați, doi de cod roșu, 5 de cod galben. S-a declanșat codul roșu și bineînțeles că, așa cum vedeți, am venit foarte pregătiți cu toate instituțiile care trebuie implicate. Sunt prezente trupele speciale pentru că, așa cum vedeți, sunt aproximativ 200 de oameni. Au venit care neamuri cu victimele, care din curiozitate, dar trebuie păstrată o ordine și trebuie ca poliția să-și facă treaba. Cred că aici, în mod clar, e vorba de neatenție, pentru că dacă ar fi păstrat distanța Volkswagen-ul față de tir, nu am fi fost astăzi aici. Cei din căruță nu au pățit nimic, au fost numai aruncați, cu traumatisme ușoare, fără să pățească să li se pună viața în pericol. În această seară, la ora 20:22 de minute, Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată prin apelul unui de urgență 112 despre producerea unui eveniment rutier pe drumul național DN24A, în proximitatea localității Popeni, comuna Zorleni, județul Vaslui. În urma evenimentului rutier, două persoane au decedat, iar alte 9 au suferit vătămări, fiind transportate la unități medicale pentru acordarea de îngrijiri. În cauză sunt efectuate cercetări pentru a fi stabilite împrejurările în care s-au produs evenimentul rutier, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Pe data de 11.07 anului curent, în cadrul compartimentului de primiri urgențe Bârlad, în urma evenimentului rutier petrecut pe raza localității Popeni, au fost aduse 11 victime în stare gravă. Din nefericire, o victimă în vârstă de 5 ani, de sex feminin, a fost declarată decedată. Un bărbat în vârstă de 38 de ani se află în stare foarte gravă, internat pe secția de ATI, în comă de gradul 4, cu traumatism craniocerebral grav și prognostic rezervat. O femeie în vârstă de 34 de ani se află internată pe secția de chirurgie a Spitalului Bârlad, cu o fractură de antebraț stâng, o plagă contuză frontală și stare stabilă. Două fetițe în vârstă de 8 și 10 ani de asemenea sunt internate pe secția de chirurgie. Starea lor generală este bună și sunt stabile. Doi copii și un adult au fost transferate către Spitalul Sfânta Maria Iași, starea fiind stabilă. O femeie este transferată la Spitalul Sfântul Spiridon Iași pe secția oromaxilofacială cu traumatism craniocerebral și facial. Martorii prezenți la tragica întâmplare sunt îngroziți de cele întâmplate. Era doar căruța răsturnată, camionul întors pe o parte și mașina din spate era lovită. Probabil că nu l-a văzut,
ăla cu mașina care a venit din spate, camionul deja era oprit că lovise mașina. Băiatul cred că nu l-a văzut, vorbea pe telefon sau făcea oricum orice altceva, nu era atent la drum, nu cred. Nu avea cum să nu vadă un camion oprit și a intrat direct în el. Nu a avut timp să frâneze. Doi copii morți? Am înțeles că sunt trei copii morți, erau 7 persoane, 3 sau 4 copii morți și restul răniți. Tragedie mare. Neatenția costă foarte mult. Neatenția, o fracțiune de secundă și se poate pierde tot. Păi deja când am ajuns noi, deja era blocat traficul, se gălăgie mare, chiar se striga deja, chiar erau vreo 3-4 copii decedați. Și cam atâta. Mare tragedie. Da, da, da. N-am văzut așa ceva, adică un căruțaș, o vrut să-l depășească cu mașina mică și a intrat sub tir, că avea viteză prea mare. Mașina mică. Păcat de copii. Da. Nu știu, eu când am ajuns acolo, erau deja și luați, nu știu nimica eu. Nu știu, eu am stat și m-am uitat și am văzut când au ridicat și el în zmor, dar ei erau dus la spital, n-am văzut nimic, nu știu. Ați ați aflat ce s-a întâmplat? Nu știu. Fiile mele unde? Nu acasă, eu te pierd, dar nici el nu știe că... Dar ce ați aflat? Nu știu, am aflat că ei mergeau corect pe șosea și tirul a venit din spate și eu a agățat dricul de la căruță și pe ei a aruncat în râpă și el a întâmplat mașină din spate când a venit spune că a intrat sub tir și altceva nu mai știu, n-am auzit nimic. Treacă pedeapsa și a fost vinovată și în suflete moarte. S-a dus la spital, i-a dus băiatul meu după dânsul, nu știm nimic. Spune că are gâturile, coastele, pișoarele, dacă i-a aruncat în râpă. Noi nu am găsit pe nimeni decât șoferii, eu găsit pe doi. Unul nu a redus la curbă, unul nu a redus și altul a intrat sub tir. Vă și în 6 persoane. 4 i-am văzut când i-a scos morți. 4. Da. Restul erau răniți. Și eu văd supeșe, care la morgă, care la spital. Ia de-a ei, de băiesul, a bărbatul, nu știu nic. A noștri, cu căruța cu Brian. Da. Și care mai de care zicea că este cu căruța. Nu e adevărat, a zis polițarul. O zis așa. Dacă atâta, uite, atâta mai era până în șanț să ducă cu căruța. Și restul nu mai știu. Când m-am dus acolo, am văzut căruța acolo, pe ei nu i-am găsit și asta nu mai știu nimic. Pentru îndepărtarea rudelor și prietenilor victimelor din Murgeni au fost chemați mascații, care au reușit să mențină ordinea în zonă. În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și dispunerea măsurilor legale, fiind deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În urma producerii evenimentului rutier au rezultat 3 persoane decedate, alte 10 fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii vaslueni efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.